Aici am cunoscut o perioadă foarte, foarte frumoasă la Bacău. Și tot timpul această perioadă și această echipă o să rămână în inima mea tot timpul, pentru că de aici, să zic așa, am făcut pasul către Steaua și de acolo, să zic așa, ascensiunea mai departe, echipa națională și și acel transfer la Palermo. Împrumutul lui Dorin la Spezia Calcio a ajuns la final, iar fundașul naționalei României ar trebui să se întoarcă la Glasgow Rangers, echipă cu care mai are contract pentru încă un an, dar deocamdată nu se știe unde va evolua în sezonul viitor. Spezia a fost o etapă din viața mea. Așa a fost să fie ca la Glasgow să fie acele probleme și atunci a trebuit să plec în altă parte de unde să pot rămâne în circuitul echipei naționale. Am ales Spezia Serie B, un campionat puternic, spre surprinderea mea. Acum va trebui să mă întorc apoi la Glasgow din vară, dar nu e nimic sigur, vom vedea. Probabil în această vacanță se va lămuri exact ce voi face în viitor. Dorin Goian este un fotbalist care s-a remarcat prin seriozitate și mai ales prin calitățile fizice. Cu Steaua a câștigat 2 titluri de campion și o supercupă, iar în palmaresul său european a bifat o calificare în semifinalele Cupei UEFA și 3 prezențe consecutive în grupele Ligii Campionilor. În 2009 a fost transferat la echipa italiană Palermo, iar în 2011 a plecat la Glasgow Rangers. În jurnalul sportiv de marți veți afla ce spune Dorin Goian despre o posibilă revenire în Bacău.